Bun găsit la nouă ediție a emisiunii Dale Buzăianului. Avem o ediție specială și este normal să discutăm despre o astfel de problematică despre care n-am mai discutat de foarte mult timp. A fost și pandemia, au fost și alte subiecte poate mai importante, dar în această perioadă știm că sunt foarte multe frământări în domeniul acesta. O să vorbim și despre acestea, dar o să vorbim despre meseria de instructor auto, despre cum să pornești o mică afacere în acest domeniu în ziua de astăzi, de cât de importantă este responsabilitatea unui instructor auto și multe alte lucruri, pentru că în studioul nostru avem o invitată specială, este vorba despre doamna Alexandra Ioniță, este antreprenor în economie socială și o să aflați foarte multe lucruri interesante de la dânsa, pentru că are multe, multe premiere pe care le-a adus și altele pe care le va aduce la Buzău. Să rămâne bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit. Îmi face plăcere să, uite, acum dând ani înapoi, îl cunoașteți pe domnul Argăseală. Bineînțeles. În Brazil este foarte cunoscut. Da. Sincer, nu știu dacă mai profesează domnul Argăseală, dar mi-aduc aminte acum 20 de ani când am făcut școala de șoferi și îi mulțumesc din tot sufletul de fiecare dată când am ocazia pentru faptul că a avut răbdarea necesară de a mă învăța să conduc. Au trecut ani, să zicem că aș fi un șofer cu experiență, nu am fost implicat în niciun accident. Felicitări. Și ziceam, dădeam timpul înapoi, atunci pe vremea nu era nicio femeie instructor. Nu era. Dar mi-ar fi plăcut să trăiesc experiența asta ca elev, de a avea în dreapta mea profesor. O doamnă instructor. O doamnă instructor, da. Da, într-adevăr, suntem un număr foarte mic la nivel județean de doamne instructor auto. Uneori suntem înjurate în trafic. Mai bine am stat la cratiță, da, expresie. Bine. Misoginismul ăsta, exact, e misoginismul, în trafic, da, în general. Dar am încercat și încercăm să dărâmăm mitul acesta. Femeia e bună doar la cratiță. Nu este așa. Da, chiar nu este. Și sunt, apropo, de meseria de instructor și de femeia la volan. E foarte bine ce a spus adineaur, dar sunt și șoferițe chiar mai pricepute și mai abile față de mulți dintre bărbați. Da, într-adevăr. Da, și eu am avut eleve mult mai atente, poate, față de alți bărbați. Eu aș rămâne, de exemplu, din propria experiență de câțiva ani buni în trafic, aș rămâne și rămân la ideea că femeile sunt mult mai precaute la volan. Că ne enervăm noi bărbații uneori și că, a, e clar, știți sintagma aia, a, e femeie la volan, de parte, nu știu ce, e femeie la volan. Dar atenție, statistica arată cu totul altceva. Exact. Că femeia la volan produce mai puține accidente rutiere, produce mai puține accidente rutiere grave, tocmai prin precauția asta, bine, e caracteristică femeii în viața de zi cu zi, că e un pic mai precaută femeia. Aici vorbim de îndemânări. Doar asta ar fi o problemă, dar într-adevăr sunt foarte precaute și atât. Dar pe de altă parte, ca instructor auto, trebuie să vă faceți datoria, că sunteți femeie. Asta nu înseamnă că trebuie să fiți mai precaută, dimpotrivă, cu elevul trebuie să îl formați să deprindă cele mai importante skills-uri, să zice așa, pe limba tinerilor. Tinerilor, da. Limba tinerilor din ziua de astăzi, în așa fel încât, după ce au această șansă de a obține carnetul de conducere, să nu fie o problemă în trafic și să capete ulterior experiență. Dați seama că în perioada cursurilor noi îi învățăm ca la carte, dar ce fac după? Da, este o discuție pe care o să avem puțin mai încolo. Facem o paranteză și vreau să fie o paranteză mare, așa, apropo de ce spuneam la începutul emisiunii, de afacerea pe care ați deschis-o la Buzău. Despre ce este vorba? Mai întâi de toate, spuneți-mi ce înseamnă antreprenor în economie socială. E o premieră la Buzău, bănesc. Da. Misiunea noastră este de a ajuta. Și aici sunt încadrate persoane din cerc vulnerabil.
centre de zi, deplasament, persoane cu dizabilități și oferim serviciile noastre. Avem un număr limitat, un număr... Deci, practic, ei pot face școala de șofer sau... Da, cursuri gratuite. Cursurile le oferim gratuite, tot sprijinul nostru. Și asta este o premieră pe Buzău? Este o premieră la nivel național. La nivel național chiar. Da. Și înțeleg că la mijloc ar fi vorba chiar de un proiect cu fonduri europene. Da. Da. Povestiți-ne cum ați reușit să puneți mâna. Este prima școală, este prima școală certificată în economie socială. Nu a fost ușor, dar cu multă ambiție și efort am ajuns aici. Și nu oricum, sunteți modestă acum dumneavoastră. Sunt foarte modestă. Sunteți modestă pentru că mi-a spus înainte de emisiune că a fost concurența destul de mare, adică au fost peste 100 de proiecte. În jur de 120 de proiecte la nivel național și am reușit să ies pe locul 8. Da. Vă felicit și mulțumesc. Pe drumul acesta, dacă tot vorbim de... și o să vorbim și despre ceea ce văd respiratorii în imagine acum. Vă doresc foarte mult succes încă de pe mulțumesc. Acum pe acest nou drum. E o provocare pentru dumneavoastră, bănesc. Bineînțeles. Mai ales și femei instructori. L-aveți pe, știu că soțul este instructor auto de mulți ani, nu? De 19 ani de este 19 instructor ani. Auto și am furat meseria de la el, cu toate că nu a fost de acord la început ca eu să merg pe drumul acesta și m-am încăpățânat și... A, foarte bine ați făcut, doamnă. Foarte bine ați făcut. Și nu-mi pare rău. Exact. Pe lângă acest lucru, că nu vă pare rău, aveți și o mașină unică. Zicem, e o mașină premium. Da. Am încercat să îmbinăm utilul cu plăcutul, pentru că, într-adevăr, tinerii din ziua de azi vor mașini puternice, cu mulți cai. Într-adevăr, e o mașină care ne oferă siguranță, confort și aici vreau să fac o paranteză. Sunt mașini adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Aceasta este mașina... Cea, să zicem, principală, nu? Principală, da, dar în toamnă vom avea o alt fel de mașină unde persoanele cu dizabilități vor beneficia de serviciile noastre, de cea mai înaltă calitate, să spun așa. Da, eu mi-imaginez așa, mă detașez de faptul că am carnet de 20 de ani și cum aș reacționa ca elev când intru prima dată în mașină? Adică, în primul rând, trebuie să știu cum, toate butoanele, adică e o nozenie, așa-l văd. Da, avem prima ședință, prezentăm aparatura de bord. Aici, da. Exact. Nu este atât de greu, chiar dacă... Adică cum reacționează multe... elevii, cum reacționează? Aveți mai mulți elevi sau eleve? Și. Și de toate vârstele, bănesc. Da, cel mai în vârstă cursant, 63 de ani. Eu tare sunt curios, de ce s-a apucat domnul la 63 de ani? Fiecare e dator să încerce. A, da, bineînțeles. Probabil, nu știu, necesitate. Știți că mulți zic, domne, după o anumită vârstă, domne, stai acasă. Adică... Nu, permisul este într-adevăr o necesitate. Da. Cunosc foarte mulți prieteni care nici acum nu au curajul să facă școala de șofer. E adevărată chestia asta, domne, nu e nici făcut pentru. Adică dacă ți-e teamă... Atât cât este apt medical... Nu îl încurcă... Da, sunt niște bariere peste care ei, ca elev, pot trece... Este vorba de bariera inclusiv emoțională. Inclusiv prin ceea ce instructorii auto fac, pentru că aveți și școală de, mă rog, de pedagogie, adică sunteți... Am studiat pedagogia. Oricine, adică nu pot să mă duc eu acum, eu vreau să fiu instructor auto, mă duc la ANAF, mă înscriu acolo, vreau instructor auto. Nu, adică treci prin niște, mă rog, niște pași din ăștia pe care... Cu timpul vrem să ne dezvoltăm și dorim să facem atestări auto, mai exact să formăm instructori auto și profesori de legislație. Deci asta spune viitorul sună, vreți să vă dezvoltați. Dezvoltare, da. Dar pe piața asta, eu din câte îmi dau seama și din statistica pe care o avem de la autorități, zic că din ce în ce mai mulți.
Adică, sunt foarte mulți. Domnule, piața este destul de mare, este, dar nu e saturată să zici că, domnule, sunt prea multe școli de șoferi. Pentru că cererea este în continuare destul de mare. Corect. Da. Și în această perioadă este și nebunia asta că din cauza unor lucruri birocratice, ca elev, mă rog, dăm de permis după câteva luni, așa să zicem, după ce termină. La un moment dat exista așa o discuție la nivel semi-oficial. Domne, dar la Buzău, bine, și în țară și în alte județe sunt probleme de genul acesta, dar aveam un coleg care spunea, domnule, dacă eu fac școală de șofer acum, mi-e teamă că o termin și după aia nu mai apuc, expiră. Mai este valabilă regula asta, că după un an expiră școala de șoferi? Am înțeles că acum, în perioada pandemiei, s-a schimbat puțin. S-a prelungit, ca orice act, domnule, se prelungește, da, încă exact. Suntem în stare de alertă. Da, nu au fost afectați, mă refer la valabilitatea dosarului. A, și apropo de impunerea asta pandemice, ne ducem un pic în anul trecut, ca anomalie, deci noi puteam ca familie să luăm pe cineva străin și să-l punem o mașină, să poarte mască, mă rog, dar școlile de șoferi n-au putut continua activitatea sau cum a fost? Nu, am avut întrerupere. Întrerupere, dar cum o fi asta? Gen, da, nu puteam cu mască, dar putem să avem în mașină alte persoane străine, nu? Da. Foarte tare. Deci dacă se putea să se închidă toată țara și multe meserii. Acest regulamentul ne-am dat, da, și noi. Yeah. Apropo, putem să vorbim la trecut. Ce vremuri anul trecut. Ce vremuri am prins. Ce an nebun, da. 2020. Da. Și pornim cu video. Putem să... Haideți să ne imaginăm că nu ne ascultă. Da, viteză mare, nu? Cu asta. Dacă mergem la drum, ați mers pe autostradă cu ea? Da, am mers. Cum sunteți ca instructor auto? Uite, acum încercăm așa să... Cum sunteți ca instructor auto, doamnă? Vreau să știu dacă sunteți... aveți răbdare sau până când aveți răbdare? Sunteți răbdare. Mai dură cu elevii dumneavoastră sau sunteți mai blândă? Sunt exigentă, dar o fac într-un mod plăcut. Adică vin criticile astea dure... Dar în mod plăcut. Puneți frâna în locul elevului sau în locul elevei? Da, avem și o simulare de examen unde ne comportăm ca și examinatorul și da. Da. Ce spun elevii așa? Uite, și astăzi, de exemplu, știu că ați avut un elev care a trecut. Da. Ce vă spun elevii la final când se văd așa cu, domne, am trecut orașul, cum se zice, popular. Am trecut orașul, doamna profesor. Satisfacția vine atunci când dai de fostul elev în trafic. În trafic, da. Este cel mai plăcut claxon. Când vine de la un fost elev. Este cel mai plăcut claxon. Să știți că m-ați impresionat cu asta. Da. Revenind la domnul Argăseală, că m-am întâlnit de foarte multe ori și te trece așa și apropo de ce simțiți dumneavoastră ca instructor de satisfacție asta, cel exact. Mai frumos claxon, ce bine a sunat. Da. În nebunia asta de claxoane interminabile, care ne fac diminețele deosebite în drum spre școală ca părinți, încercând să lăsăm copiii la școală și claxonăm și claxonăm. Vine claxonul ăsta de care spuneți dumneavoastră, cel mai frumos claxon din partea elevului. Cel mai plăcut. Și elevul să știți că simte același lucru. Da. Da, am fost elevi care îmi scriu și mulțumesc pentru tot ce am învățat. Da. Acum poate trebuie să punem discuția și mai departe pe un punct I. Într-adevăr, facem școală de șoferi și așa mai departe, dar în același timp suntem și participanți la trafic și vedem multe atitudini. Atitudine care țin oarecum de educație, dar vedem niște tot skills-uri, trebuie să scap, băi băieți, scoateți-mi din vocabular cuvântul ăsta skills-uri, deprinderi, da? Deprinderi. Deprinderi la volan, un pic ciudat așa, adică ne întrebăm mai pe românește, bă, cum a luat ăla carnetul sau cum a luat aia carnetul? M-a dat seama că în timpul orelor de conducere nu învățăm să fie indisciplinați sau să aibă un comportament urât în trafic.
De asta sunt convins. De asta sunt convins. Dar uite, de exemplu, ați întâlnit elevi sau eleve care au avut anumite porniri pe care n-ar trebui să le vedem la volan și le-ați reprimat? Da. 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 Adică gen să apese mai tare sau să, băi, eu vreau viteză sau... Da, da. Da. Și clar că nu i-am lăsat. Avem toate categoriile de elevi. Da. V-aș întreba acum cei mai simpatici dintre elevi sau... aveți elevi care, domne, vin, intră, mă rog, mergeți întâi pe un poligon, nu? Nu mai știu cum e acum. Da, mergeți prima ședință... În poligon, în da? În poligon. Cunoaștem bordul, mă rog, cunoaștem mașina, așa funcționează, bun. Dar sunt elevi sau eleve care știu. Și vedeți prima dată când ieșiți în oraș cu ei, cu acești elevi, că nu aveți foarte mult de lucrat, să zicem. Pe toți iau de la zero. Chiar dacă au mai mers tot de la zero. Îi luați ca și cum ar fi de la zero. Exact. E foarte bine. Deci da. Să fiți bazată că din ceea ce învățați dumneavoastră... Păi modelez eu cum vreau. Am cum trebuie. Cum mai sunt văzuți sau cum mai sunt văzute mașinile? Da, nu știu ce mașina asta. Da. Cum să fac și eu să mai fac o dată școala de șoferi? Da, avem ședințe suplimentare și pentru pentru cei care au permis de conducere, dar vor să se perfecționeze. Da, vreau să mă perfecționez. Deci la așa mașină chiar vreau să mă perfecționez. Vă așteptăm. Și voiam să vă întreb, cum mai sunt priviți instructorii auto? Pe de parte și elevi în trafic. Adică tot așa cu patalama, e clar, școala de șoferi. Din păcate, unii participanți la trafic nu au răbdare da. Cu mașinile de școală. Nu, primim claxoane. Ei s-au născut șoferi, nu? Primim claxoane, primim înjurături da. Și uneori nu ne dau voie să ne facem treaba cum trebuie. Pentru că dacă eu sunt într-o intersecție și încerc să explic cursantului, primesc claxoane din spate și înjurături. Și clar că elevul se intimidează. Dar spuneți-mi și mie, deci vă spun, îmi face o deosebită plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. E prima dată când am în emisiune un instructor auto femeie. Și v-aș întreba, dom'le, am înțeles, ea înjură, dar ei când observă că, bă, totuși e instructor auto, e o femeie, dau geamul jos, scuze doamnă. Nu. Ei, nu. Adică ei sunt... Nu. Și... Încă o dată spun, ei s-au născut șoferi, ei de când aveau suzeta în gură, ei conduceau, bănesc, nu? Adică ei n-au trecut prin școală. Îi ignor. Am înțeles, foarte bine faci. Încerc să-mi fac meseria și să ignor pe ceilalți șoferi indisciplinați. E bine ce spuneți. Eu consider că oricum respectul în trafic trebuie să fie la modul general. De la simplu gest Corect. De a, într-o intersecție, de a lăsa, vezi în funcție de simți. Îl lași pe el chiar dacă ai tu prioritate. Acele invitații frumoase, cu flash-uri, cu alea, cu mânuța, cu alea așa, cu atât mai mult cu cât în trafic te întâlnești cu un începător. Mulți dintre șoferi sau dintre conducători auto, că și aici e o discuție, șofer sau conducător exact. Auto, așa, mulți dintre participanții la trafic uită că ei au fost acolo. Cum mie mi se pare, fac o paralelă, un pic jenant, ca să nu zic mai mult, ca părinții să critique într-un mod din ăsta, să înfiereze profesorii elevilor, profesorii copiilor lor. Dar tu n-ai trecut prin școală, tu, nu te-ai, da. Tu n-ai avut învățător, n-ai avut educatoare, n-ai avut profesori în fața ta la catedră. Așa și asta, prin paralelă. Tu ca șofer claxonezi ca nebunul, că n-ai tu răbdare să nu știu ce, văzând că totuși e semnul, dita mai semnul cu școală, amintește-ți de unde ai plecat. Corect. Da, mă rog, asta nu e putem de, schimba. De educație. E vorba de educație, de educație și nu avem ce să facem. Bun. Revenind la școala de șoferi pe care o administrați, înțeleg că aveți acest proiect unic la nivel național. Da. Și vreau să vă întreb de adresabilitate. Cum vedeți, cum simțiți dumneavoastră? Sunt din ce în ce mai mulți elevi care vin către dumneavoastră sau e un număr așa constant? E un număr constant.
Da. Mai mulți tineri? A spus că aveți de toate vârstele. Dar de toate vârstele. De toate vârstele. De toate vârstele, da. Dar bănesc că tot tineri sunt. Femei, bărbați? Și? Este echilibru aici? Echilibru, exact. O balanță. Exact. Bun. Ce se mai întâmplă în breazla asta, în structura auto? Ce probleme sunt? Birocratice? Cu ce probleme vă confruntați așa în activitate, să zicem? Nu legate de Buzău, de legislație, de... S-a mai umblat pe la legislația asta pentru instructori auto? La ce anume vă referiți? Nu, mă refer așa la, nu știu, dacă sunt noi responsabilități pentru instructori auto. Poate să meargă pe zona asta, să fie învățați, să fie învățați ei la rândul lor, să învețe pe elevi conducerea defensivă, conducerea ofensivă. Nu știu, habar n-am, eu nu mă pricep că de-aia și întreb. Avem zone unde avem voie să instruim. Dar de multe ori mergem cu ei cam peste tot. A, am înțeles, deci nu e... Bun, traseele sunt tot așa din asta tacite sau le impune cineva? Adică aveți voie să umblați peste tot în oraș? Nu, avem trasee... Așa e și în București, definit. Doamnă, nu știu dacă știți, așa e și în București? Eu vorbesc strict. Da, am înțeles. Nu e vorba că nu sunteți obligată, dar eu mă gândesc dacă e o regulă din asta, așa. Da, vă dați seama că nu putem circula în centrul orașului cu o mașină de școală unde traficul este destul de aglomerat. Da. Și nu vrem să încurcăm mai mult decât da. Trebuie. Din punctul ăsta de vedere, doamnă, am văzut că sunt multe. Acum unde se mai adună elevii care dau examen? Tot la galeria. În parcarea aceea mare. Exact, acolo, da. Mare. Acolo avem spațiu. Da, și traseele peste tot. În schimb, da. Nu? La examen mergi unde da, zice da. Examinatorul. Și mi se pare corect. Da, adică, domne, da. Ești pregătit sau nu? Exact. Vorbeam mai devreme de șoferi conducători auto. E o diferență. Haideți să vedem care e diferența din punctul nostru de vedere. Șoferul este acela care, conducătorul auto, orice posesor de permis. Orice posesor de permis. Orice posesor de permis. Exact. Dar ca să ajungi să ai această calitate. Experiența. Experiența. Experiența, da. Și aici vorbim de kilometri parcurși. Mulți. Da. Ca în orice domeniu, practic, experiența corect. Te învață din ce în ce mai mult. Și la capitolul acesta unde există o mare responsabilitate și o mare grijă, pentru că noi vorbim, iată, uite, din păcate avem în continuare, doar anul trecut s-a mai potolit situația la nivelul județului nostru, cel puțin cu accidentele rutiere grave sau Într-adevăr, mortale. Asta pentru că a fost crescut numărul și traficul a fost mai redus. Dar avem, din păcate, și astfel de accidente. Nu știu cum să... Sunteți tot pe zona asta discuții legate de infrastructură. Eu cred că asta e o scuză oarecum. Adică, gen, eu când aud, domne, infrastructura, nu știu ce. Bun, dar adaptează-te. Că este o scuză. Da, pentru că, uite, cum e la fotbal, spun la sfârșit, domne, terenul a plouat, erau, da, și ei la n-au jucat pe același teren. Așa, ca șofer, te adaptezi, asta e, dacă știm. Da, e normal să te plânzi de infrastructură, dar la o adică să vii cu motivația asta pe drumurile și să invoci într-o statistică din asta cu mor, nu știu dacă... Tocmai de aceea zice și în codul rutier, să adaptezi viteza la condițiile de drum. Condițiile nu? De drum. Iar condițiile de drum înseamnă inclusiv gropile alea nenorocite și multe altele. Uite, de exemplu, eu sunt curios de ce pe ploaie avem cu 3 viteze în urmă, cel puțin așa. Conducem cu 3 viteze. Nu îmi spuneți că șoferii sunt atât de vai ca să nu îi stropească pe pietoni. Să stropească pietoni. Nu cred în chestia asta, pentru că inclusiv astăzi, da, astăzi am văzut un episod de genul acesta. O doamnă care a făcut duș de dimineață pentru că un șofer, mă rog, grăbit, ignorant. Ignorant. Ignorant, corect, că mai sunt și alți participanți pe trotuar, în alte părți. Dar cum e asta cu șoferia pe timp de ploaie? De acum, în ultima săptămână, numai ore din asta ți-a făcut bănuiesc. Da,
Am lucrat și sunt lucrăm. Mai timorați așa elevii? Teama lor este ca în timpul examenului să nu prindă o astfel de vreme, nici de cum la orele de conducere. Am înțeles. Dar sunt curios, vezi că sunt foarte curios, dar mai am o curiozitate. Puneți des piciorul pe frână? Dacă e cazul, da. Da? Adică... Dacă e cazul, da. Ați avut vreun accident, vreo tamponare, ceva până acum? Niciodată, niciun incident. Nu, am înțeles. Și din toți elevii pe care i-ați avut până acum, știu că rata de probabilitate este destul de mare la dumneavoastră. Sunt modestă. Știu că sunt, de-aia am spus-o eu, doamnă. Dintre elevii dumneavoastră, așa, care nu au luat, din ce motiv credeți că nu au luat? Că sunt și unii, poate că sunt emotivi, poate că... Da, problema emoțiilor o avem. Da, trebuie să treacă de bariera emoțională și dacă au reușit să treacă de bariera asta despre care vă spun, reușesc. Dacă nu... Acum ne detașăm un pic și vorbim despre... Vă detașați de meseria pe care o aveți. Da. Chiar vă rog. Și vorbim un pic așa de traficul din oraș. Cum vi se pare așa? Datorită situației cu pandemia, mulți s-au întors acasă, au rămas în oraș și, într-adevăr, traficul e destul de aglomerat. Da, uneori simțim că ne sufocăm. Da. Și mai multe mașini, din ce în ce mai multe mașini și șoferi indisciplinați. Și revin la ce spuneam mai devreme. Dom'le, dar ține de educația aceea de acasă, până la urmă de caracter, pentru că, dom'le, totuși aceștia au obținut un permis. Da. Și vedem că, uite, și astăzi constat că, bine, e bine că nu sunt foarte mulți în trafic, că sunt mulți care nu știu regula rondului, cum se intră în rond, da. Cine are prioritate. Corect. Da, m-am întâlnit. Și nu sunt brașoveni, că știu că în Brașov sunt... Eu am pățit-o odată, n-am fost atent, apropo de mea culpa, da? Am pățit-o odată prin Brașov, dar nu știu dacă e în tot Brașovul, e inversă regula, nu știu dacă ați fost... Am fost în Brașov. Așa, și la anumite ronduri este invers, dar trebuie să te uiți la semne. Sunt indicatoare, da. Și dacă ne uităm, dacă atenție... ne uităm, din reflex, da, din reflex m-am trezit, bă, dar stai așa, opa, ce se întâmplă aici? Bine, n-a fost accident, dar asta ar fi una dintre chestii. Spuneați foarte bine că tot ține de respect. Respect. Da, ăsta nu știu cum putem să-l modelăm. E greu. Chiar, dacă aud ce a spus dumneavoastră, faptul că sunteți înjurată în trafic atunci când îi învățați pe elevi și evident, cum a spus dumneavoastră, dumneavoastră, suntem într-o intersecție, trebuie să-i explic omului. Corect. Cum să face, cum să... Avem și noi anumite zone unde nu este trafic și stăm și le explicăm, dar noi trebuie să mergem și în aglomerație, și în oraș. Și acolo, da, primim claxoane, înjurături. Da, spuneam că este trist lucrul ăsta pentru că nu știu unde ne grăbim. Acum o dau în filozofie, dar e chestie de viață. Bă, dar unde te grăbești? De exemplu, sunt șoferi care fac flash-uri. De ce o nebunesc cu șoferii care fac flash-uri din spate? Că ea din față înțelege. Vedeți că vine, că e poliția. Mulțumim să fie primit. Dar am o problemă cu ea din spate. Care tot flash. Nu au răbdare. Nu, ia du-te, mă. Ia du-te. Ajunge la intersecție în fața mea, că de, ajunge la auto. Ia mai dă flash-uri, mă. Unde te duci? Mă, unde te duci? Sau se întâmplă să execute o manevră de depășire și imediat să facă dreapta. Da, superb. Da, superb. Da. Sunt fel și fel de situații. Dar vă spun sincer, toată ziua în trafic, eu deja m-am obișnuit cu astfel de comportamente venite de la șoferii, unii șoferi indisciplinați. Da, unii șoferi, că dacă ar fi la mod general, eu oricum din discuția pe care am avut-o rămân cu multe chestii.
Cea mai impresionantă a fost acea cu, aceea cu claxon. Da. Claxonul, perfect. E cel mai plăcut sunet. Cel mai plăcut claxon. Da. Cel al fostului elev, fostul care este, elev, pe care îl vedeți în trafic la volan. Da. Bun. Ce mai avem anul acesta ca noutate? Deci am spus să recapitulăm. Avem, o să avem prima mașină dotată așa cum trebuie pentru persoane cu dizabilități. Da. Da? Deci vor putea face la Buzău și aceste persoane cu dizabilități școala de șoferi. Și multe alte surprize, pentru că proiectul ăsta nu e nici măcar în faza de mijloc. Intenționam să vă dezvoltați, înțeleg, da, intenționam o dezvoltare unde, cum vă spuneam și mai devreme, vom atesta viitori instructori auto, profesori de legislație și dorim să le oferim cele mai bune... Vorba de condiții. Condiții. Da, e vorba de condiții. Trestuatorii au putut vedea în ecranul nostru faptul că până la urmă e vorba și de această paralelă interesantă pe care ați făcut-o și jos pălăria pentru ideea asta de a veni în întâmpinarea tinerilor care vor din prima să conducă o mașină cu mulți cai putere. Exact, pentru că trecerea este foarte grea de la o mașină medie. Eu instruiesc pe diferite mașini și într-adevăr nu este ușor ca un proaspăt elev, să-i spun așa, șofer, da? Să facă trecerea de la o mașină medie la o mașină cu mulți cai putere sub capotă. Și pentru că ăsta este prezentul, tinerii asta vor, mașini de top, mașini premium, și de ce să nu le oferim ocazia de a conduce astfel de mașini. Care este prima mașină pe care ați condus-o dumneavoastră? Dacia. De care? 1300 sau 1310? 1410. A, am înțeles. Da. Mi-aduc aminte de Dacia părinților mei, 1300. Avem și o Dacia la școală, un Logan. Instruiesc. A, nu, asta. Bă, da. Instruiesc pe el. Da. Și spun sincer, nu, că sunt mașini bune și Loganurile. Mașini bune. Am avut și Logan. Da. De aia mi-aduc aminte de Dacia 1300, ziceam sora mea, că era ediția 1980, la fel ca și mine. Da. Și când am condus prima dată oficial, că v-am mai zis, și o zic, dom'le, înainte să mă duc la școala de șoferi, la țară, pe prundul gârli, cu și cu fratele meu care avea deja permis, și cu tata. Am învățat, că mie mi-a plăcut, cum s-ar zice. Prefer să iau elevii care nu știu absolut nimic. Că mulți vin și îmi spun, eu am mai mers, eu am mai condus. Nu mă interesează, tot de la zero vom pleca. Să știți că am prins și amănuntul ăsta și îl punctez și eu, cum l-ați punctat și noastră din nou. Îl poți modela. Important e că îl priviți de la zero. Adică, doamne, poate să vă zic că, da, eu aici te formez eu. Dar prefer să fie de la zero elev. Să nu, da, știe nimic. Da. Mai fac greșeala de urmăresc pe YouTube explicații, uneori sunt greșite, mă uitam la o intersecție cu sens giratoriu, total greșit explicația. Cu ieșirea și din bandă? Da, era un video cu explicație greșită și le-am spus să încerce să asiste la orele de legislație, să citească codul rutier. Din păcate, tinerii învață din chestionare. Direct asta, din chestionare. Asta este cea mai mare greșeală. Da, pentru că învață partea mecanică. Au acces locului, nu? La mediul online, da, unde găsesc site-uri de multe ori greșite și învață direct de acolo. E bine că spuneți acest lucru. Practic e un sfat pentru cei care este vor să... Este un sfat. Chiar dacă au fost admiși cu 25-26 de puncte la proba teoretică, au fost situații când ei nu cunoșteau legislație mai deloc. Uite, și asta este, uite, poate avem unul dintre răspunsuri, apropo de lucrurile, de ce spuneam, dar de ce vedem anumite comportamente în trafic, adică oameni care nu prea știu niște reguli elementare. Da. Pentru că una e să înveți după chestionar acolo unde înveți practic mecanic. Mecanic, totul mecanic, e mecanic și memorie de vizuală. De scurtă durată.
Da, da? Exact. Pentru că după o perioadă de timp, el nu va mai ști ce a învățat din acele chestionare. Așa este. Așa da. Este. E bine că veniți cu acest sfat, spuneam, pentru că, până la urmă, dumne, trebuie să înveți. Că așa cum înveți în manual, nu înveți direct testele. Da. Sunt situații înveți când ei nu știu semnificația unui indicator des întâlnit. Și ei nu știu semnificația. Fac și anume o confuzie? Sau... Nu, chiar nu, pur și simplu nu dacă știu. Au găsit, pentru că nu se regăsește găsit, în chestionarul respectiv. Exact. Dacă au avut norocul să găsească într-un chestionar explicația, da. Dacă nu... Și aici putem umbla? Adică care ar fi soluția? Că bine... Nu sunt în măsură deci n-ai, să... Adică n-ai ce să... Dom'le, chiar nu ai. Pe deci vremuri nu. Se dădea examen. Nu aveam calculatoare să intrăm pe internet să vedem în alt mod. Cum e? Și acum nu știu cum să mai dă examen. Online. Online. Mediu online. Adică gen eram cu liniuțele alea, mă rog, nu știu, să bifa. Erau chestionarele de Ilioara, foarte grele. Da. Și într-adevăr, dacă reușeai să ai un punctaj de 24-25, erai foarte bun. Deci chiar și cunoșteai legislație. Cunoșteai corect. Legislație. Da. Da, este o hibă despre care am putea discuta mai multe, dar aici ține tot de instructorul auto să insufle această idee că cel mai important este să studieze legislația. Toți colegii mei le explică elevilor. Da, și profesorii de legislație, da. La fel, le explicăm, dar mai mult de atât nu avem ce face. Odată ce el este admis la proba teoretică, e admis. Doamna, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Cred că m-ați convins să fac niște ore suplimentare. Nu de alta, dar vreau și eu să văd cum e așa să la școala de șofer pe o mașină de genul acesta. Și vă doresc la, să zicem, cât mai mulți elevi pe care să-i formați și să mai departe să nu aibă parte de evenimente în trafic. Asta este cel mai important, practic. Să încercăm să aducem la un număr scăzut de evenimente neplăcute. Adică că nu poate să fie lucrurile perfecte, pentru că și șoferii cu experiență pot greși. Și asta e adevărat, nu? Clar. Dar cât de cât să, prin școala pe care o termin, tu ca elev să ai niște abilități în așa fel încât, mergând din ce în ce mai des prin trafic, să le dezvolți. Și să ajungi să fii un șofer disciplinat, că practic, știți cum e, ca în viață mă gândesc. Dacă ai respect față de oameni, faptul că te urci la volan, trebuie să rămână respectul ăla față de oameni. Corect. Cu atât mai mult cu cât, domne, ai în mânuțe o mașină. Adică aia poate să te și omoare, adică mai la o adică. De aceea și responsabilitatea trebuie să fie mai mare, dar rămân la părerea că respectul este primordial. Eu pun mult accent pe conduita preventivă și le explic elevilor și situații neplăcute, grave. Da? Și îi văd un pic speriați, dar le arăt realitatea. Chiar vorbeam azi dimineață la matinal de la Radio Campus cu colegii mei de la matinal. După ce am prezentat o știre cu amenziile de cu o zi înainte, amenziile pe rutier. Și spuneam că, domne, cât de periculos poate să fie momentul acela, am ajuns într-o discuție legată de telefon la volan. Cât de periculos poate să fie să folosești telefonul la volan? Pentru mesaj, pentru orice. Pentru că e o fracțiune de secundă în care se poate întâmpla... Cunosc un caz care, din păcate, și-a pierdut viața datorită telefonului mobil. E, vedeți? Era distribuitor, o firmă, și a primit un mesaj... L-a citit și în timpul ăla. Păi da, pentru că eu am pățit-o. Deci, din propria experiență am spus asta. Adică am pățit-o, ce să zic, nu am avut accident. Dar am realizat că secunda aia pe care am avut-o cu ochii în telefon,
a fost una în care nu mai eram șofer. Mașina o conducea singură, adică nu mai aveam control. O secundă este foarte mult pentru a-ți pierde viața. Exact. Sau a produce un... Dar să încheiem într-un ton optimist. Corect. Doamna instructor, încă o dată vă mulțumesc foarte și mult. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă doresc mult succes în afacerea pe care ați inițiat-o. Mulțumesc. Și oricând vom fi partenere noastră, oricând doriți să, să zicem așa, să vorbim cu elevii care, iată, au această onoare de a termina școala de șofer pe o mașină. Bănesc că e una dintre cele mai tare, adică dacă nu e cea mai tare mașină de la o școală de șofer, nu? Adică sunteți modestă. Am Sunt înțeles. Modestă, da. Am înțeles. Oricum, trestatorii noștri au văzut. Multă sănătate și, cum să zice, fără evenimente sau cum? Drum bun. Drum bun, așa. Drumuri bune sunteți, să avem. Sunteți instructor auto și știți mai bine. Mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV la ora 19.30. Avem jurnalul prezentat de Mirela Copariu. Bineînțeles că Adi Buscă s-a supărat deja că nu i-am spus că și la ora 19 este prezent în studioul nostru, la Viața Buzăului fără perdea, dar am rezolvat această problemă, Adi. O seară excelentă, dragi telespectatori, numai bine, la revedere!